Salutare! Bine ați revenit pe canal! Astăzi va fi un video despre Ethereum, un video din acela de hate. I-am prins cu ceva ce nu-mi place long term. Dacă îți plac acest tip de videouri, poți să dai și un like și un subscribe. Nu te costă nimic, dar pe mine mă ajută foarte mult. Acum, na, mi-am învățat lecția după videoul precedent cu echipa cripto din Sibiu. Nu-i mai zic numele, a ajuns ca Lord Voldemort din Harry Potter. He who cannot be named. Și acum, momentul de publicitate. Dacă vrei să ai acces imediat la videouri, să le vezi după ce le filmezi, să nu aștepți până la o săptămână să apară pe canal, sau vrei să-ți răspund imediat la mesaje, să nu te ratezi, să fii pe primul loc, chiar și în fața nevestei, Devin o membru pe canal, te costă 10 lei, stai o lună, nu îți place, te dezabonezi. Nu cred că e o mare pagubă pentru tine dacă pierzi 10 lei. Sunt sigur că ai pierdut deja mult mai mulți bani în cripto. Ai link în descriere sau direct din canal. Acum hai să revenim la video pentru mine. Acum dacă acum vin și zic că Vitalik e un mare bulangiu pentru ce au făcut cu roadmap-ul pe Ethereum, iar o să sune nașpa. Dar efectiv asta simt. Asta îmi vine să spun acum, asta îmi vine la gură. Eu sunt genul care spune ce gândește, chiar dacă poate suna jignitor pentru mulți dintre voi. Dar hai să vedem dacă zic mai bine dezamăgit. Sună mai bine? Sau profund dezamăgit. Hmm? Ce ziceți? Cum e mai ok să zic? Și ui, așa ajungem din nou la vorbele mele din videourile trecute. În crypto, research nu e gata niciodată. Nu înseamnă că dacă acum un an moneda X era bombă în fundamente, era efectiv leșina după ea, va rămâne așa forever. Tu trebuie să stai, să citești și din când în când să pleci urechea să cauți. Acum hai să vă explic ce am descoperit, e ceva foarte recent, este doar din 15, 16 iunie, acum 5 zile, la data filmării videoului. N-am găsit nicăieri pe, pe Twitter tăcere despre această știre, despre acest update de roadmap, nimic pe Reddit. Hmm. Cred că începem să dăm în teoria conspirației deja. Acum, hai să începem să vă explic, așa să luăm cu începutul, Ethereum, știți deja toți, poate na, unii nu știți, o să fac rapid un rezumat. Ei când s-au lansat acum 9 ani de zile, au fost la fel ca și Bitcoin, Proof of History, asta era atunci, era la modă, așa, asta era tehnologia. În acel an, în 2014 sau 2015, să nu zic o prostie, nu era atâta nebunie, nu era adopție și atunci în felul în care scala Ethereum cu acele puține tranzacții, 12 sau nu s-a schimbat nimic între timp, era suficient și atunci dezvoltatorii au zis că e ok, scoatem acest... În felul acesta lansăm produsul și ulterior, când va mai fi nevoie, mai facem upgrade-ul, vedem noi ce va mai trebui. Totul a mers bine, transferul, tot ce a trebuit, până au venit smart contracts. Asta era diferența între Ethereum și Bitcoin. Ethereum era un fel de Bitcoin mai bun, un Bitcoin, să zicem, upgradat, care suporta și smart contracts, puteai să faci mult mai multe aplicații să construiești și în momentul în care efectiv s-au construit aplicațiile, după câțiva ani vă dați seama, nimic nu se face peste noapte. Cei de la Ethereum și userii, evident, au realizat, au ce am făcut, că nu face față la câți user sunt, au leo ce spike-uri în fiuri, au leo ce scumpui, trebuie să facem ceva. Și atunci, echipa celor de la Ethereum, dați seama că ce vă arăt acum, asta e un roadmap actual, au venit cu un roadmap prin care ei ziceau că vor să treacă la proof of stake, că ăsta e viitorul, o să procesez mai bine, să scalez și au venit cu o soluție tehnică similară cu anumite blockchain-uri. Au adoptat, adică își doreau să vină cu sharding, să împarte rețeaua în mai multe rețele. Asta înseamnă sharding, să vă explic pentru toți. Înseamnă că o rețea o împarte în mai multe rețele și ca și cum ai, mai multe rețele paralele și fiecare procesează în paralel tranzacții și atunci tu scalezi și la un moment dat tu trebuie să faci aici e problema, toate datele, tot, tot istoricul de tranzacții să-l aduci din, noi, din nou pe main chain-ul principal și acolo, acolo e greu de implementat, să ai viteză, e lag foarte mare, dar na, asta într-un alt video mai discutăm. Și Asta era rolul meu inițial. Trecem la Proof of Stake, venim cu Sharding. Sharding din acela adevărat, la fel cum s-au lansat cei din Sibiu, echipa românească Voldemort. V-ați deja despre cine vorbesc, și cei de la Nier Protocol. Ei erau exact cum ar fi trebuit să arate, cum a fost denumit inițial ETH2.0 viitorul scalării pe Ethereum, care era totul pe sharding, totul suna bine, totul era pe L1, pe chain principal, v-am zis, rețeaua se spărgea mai multe sharduri și atunci procesa în paralel, multe tranzacții, totul suna bine, totul suna frumos. Și, nu, au trecut anii, au lucrat dezvoltatorii, developerii și ulterior au schimbat roadmap-ul acum câțiva ani, și a dat seama că e totuși o am complicat, e cam mult de lucru, mă dat seama și ce părerea mea, asta e pur personală, au realizat, s-au uitat în jur și au văzut, ok, ciclul, mă refer acum la ciclul de bull market, care l-am prins toți. O, parcă nu mai e chiar așa cum era pe vremuri cu Cardano, care oricum erau lenți, nu făceau nimic și celelalte cine care nu au avut adopție, nu s-au dezvoltat. Parcă, parcă nu mai merge cu să stăm așa, ne culcăm pe ureche, să udăm pe tânjală. Când au văzut Solana, Avalanche, Phantom, echipa din Sibiu, Nier Protocol, toate aceste protocoale care au venit cu tehnologii foarte bune, care scalau de la bun început, zeci de mii, sute de mii de tranzacții pe secundă, fiuri mici, era exact ce își doreau userii, exact ce își doreau și cei de la Ethereum și atunci, au leu ce ne facem? Pe ritmul ăsta mai durează nu știu câți ani. Ne pierdem locul, se ne fură cota de piață, ajungem în IBK Nokia pe partea cealaltă din Web2. Și atunci au schimbat roadmap-ul și au zis gata, 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 nu mai, ne sucim. Facem sharding, 64 de shard chains, doar pe unul dintre layer, pe cel de, mai țin minte, cred că pe settlement și restul. Facem pe L2, facem un nou interconexiuni, nu avem timp să facem L1, playerul principal să scaleze. Facem interconexiuni, re mai reinventăm ceva, L2, atunci de aici au apărut toate aceste soluții și deja le știm toți, soluții optimistice, optimism, arbitrum, soluții ZK, poligon, Stark, Net și mai multe, o să le prezint într-un video ulterior. Atunci, Gata, munca noastră e pe jumătate ca să zic așa. Dacă noi înainte trebuie să facem noi tot, noi eu mă refer developerii, tot cap coade să scalăm L1. Acum, dați seama, am împărțit, eu mai zic și eu am ghilimele în jumătate, noi ne ocupăm de L1, de sharduri, de tot ce înseamnă, de cele protocoale, ce au mai tot lansate EIP și așa mai departe, și restul muncii, să mai lucreze și alții, celelalte echipe care vor fi L2, să-și facă partea lor de treabă și atunci noi câștigăm timp putem concura, să nu pierdem trenul cu celelalte chaineri care au venit tare din start, cu tranzacții, cu fiuri, tot ce trebuie. Și acum, sincer, din greșeală am descoperit, deci nu si o mare geniu și așa, că în 16 iunie, acum cât 5 zile, cei de la Ethereum au realizat, vă parcă și scenariul ăsta totuși nu, nu ne ținem de treabă, nu ne ajută. Hai că renunțăm și la sharduri. Deci nu o să mai aibă nici măcar sharduri pe, pe 1 Renunță de tot. Și acum, dacă aș și găsi unde era notat, uite-l mă, aici. Ce spun ei? Nider, dank sharding nor proto dank sharding follow the traditional sharding model that aim to split the blockchain into multiple parts. Shard chains are no longer part of the roadmap. Oops! Vitalik, ce faci, tată? Te sucești? Adică a doua oară schimbi în câțiva ani roadmap-ul? Nu știu ce să zice? dar nu, 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 mi se pare fair play. Nu mi se pare ok. Dă seama, tu. Și așa te-ai sucit odată, tu și echipa ta. Acum te mai sucești încă o dată. Și ce fac ok? o să forțeze, o să meargă doar pe tot ce ține de L2 cu acest Dunk sharding. Eu v-am mai zis așa, v-am mai dat, sau protul dank sharding, v-am mai dat așa hinturi că urmează la finalul anului, prin care efectiv ei vor scala, totul va merge doar pe a fiurile pe, pe L2 de la 10 până la 100 de ori față de fiurile din prezent și să ajute la adopție și la creșterea capacității de tranzacționare pe partea aceasta de date, să dea acces la date rapide pentru el 2 astfel încât acestea să proceseze rapid. Și atunci Ethereum mă întrebați, da, 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 ce, ce se mai întâmplă cu el, nu ce mai e cu el? Păi rămâne ca acum, exact cum îl știm, va rămâne lent, cu puține tranzacții, dar el va asigura securitatea tuturor sistemului, știți deja, v-am tot zis, au peste 700.000 validatori, încă o grămadă așteaptă să intre pe chain, de aia e o coadă de o lună de zile, de aia vor și să crească acum nivelul de ETH, că sunt prea mulți care vor să ajungă pe Ethereum ca validatori, le dau peste cabrețeau, e foarte greu să susțin foarte multe noduri de creat. Atunci... ETH-ul nostru clasic rămâne ca un Bitcoin un pic mai bun, ceva mai multe tranzacții, dar nu se, nu se vor mai focusa să scaleze și pe el ca el 1 totul, toate focurile, toată armata, tot ecosistemul, Ethereum, L2, totul va merge pe L2, aici va veni adopția userilor, retailului, aici vor fi miliardele de useri pe care toate chain și le doresc, inclusiv cei din Sibiu, inclusiv Voldemort și le dorește, le tot zice, dar nu-i preiasă. Și acum hai să vă explic ce este Dunk Sharding. Spune-ne, da, zine ceva, că nu, ne, ne pierzi deja în atâtea termeni, atâtea proto, atâta Dunk, ce pana mea asta este. Și ei zic că acest Dunk Sharding va fi o realizare adevărată de scalare pentru roll care a început cu acest prima dată a fost proto dunk sharding și dunk sharding va duce foarte mare spațiu și cum v-am zis procesare și viteze pentru roll-up, roll astfel încât acestea să își publice datele compresate, ca să vă explic acum când o să facem noi în viitor sau alții tranzacții pe L2, acolo o să fie să zicem, zic și acum din cap, poate 10.000 de tranzacții, 1.000 de tranzacții și acum am prezent pe L1, trebuia fiecare din aceste tranzacții să le pui pe L1 și așteptai la rând și așa mai departe. Nu, da. Ca să scaleze L2, ce o să facă? O să ia 10.000 de tranzacții sau 2.000, 3.000, habar n-am cât o să fie pe fiecare chain, le împachetează și din 10.000 ei fac o singură tranzacție. Mare, grosul tranzacțiilor se procesează pe l 2 unde să fie viteză, unde să fie fiuri mici, ci tranzacția aia mare, pachetul ăla, efectiv, un pachetez și să ai un singur pachet, ăsta trebuie să-l duci, pachetul, și tu să-l scrii pe L1, Ethereum principal, astfel încât să se asigure finalitatea și tot ce contează pe tranzacții să nu mai poată fi reversată și atunci când tu te legi direct la L1, care e cea mai mare și mai sigură rețea pe Proof of Stake, cum are foarte mulți validatori, atunci nu mai sunt probleme de atacuri și așa mai departe. Și problema unde e în prezent? Că nu face față Ethereum când vor toți el doi să-și publice tranzacțiile. Țeava, în ghilimele, pe Ethereum e mică în prezent și aia vor să facă prin acest upgrade din iarna, așa se dorește, să facă la autostrăzi, să vină el doi să publice neștire tranzacții. Și acum explic aici tot felul de chestii și acum îi spun progresul, hai să vedem cât mai durează acest full dang sharding ei zic că este la câțiva ani depărtare, se vă răghe să wave seama că durează, chiar și cu noul, nou roadmap durează. Și acest intermediar, proto dank sharding, ei speră că va ajunge relativ repede pe chain și la momentul scrierii, când era actualizat asta la februarie 2023, peste 50.000 de contributori, lucrează și dezvoltă și acest EIP 4844, acesta va fi cel care va duce protodunk sharding în iarnă, speră ei, va duce la scăderea dramatică a fiurilor pe L2. Atunci vreau să văd sincer ce avantaj mai are Solana, Avalanche, Phantom și toate celelalte vechi, L1, Nier și Voldemort când L2 va fi la fel de ieftin sau poate chiar mai ieftin și atunci tu vei fi și legat și la ecosistemul Ethereum unde sunt cele mai multe Dapps-uri, unde e ce cea mai multă încredere, unde e nebunie. Chiar sunt curios de urmărit și acum vă dați seama. V-am zis, eu o să țără un pic, hai să nu vorbesc chiar ca la Cluj, că sunt din Sibiu, un pic iritat, să zice chiar un pic mai mult. Acum v-am prezentat istoria, ce rol dumneavoastră avut, ce trebuiau să facă cei din echipa Ethereum cu Vitalik în frunte. Schimbă acest aspect ceva, cu ceva portofoliul meu. Nu mai acumulez Ethereum, că m-am sigterit acum pe Vitalik și pe echipa lui. Va rămâne numărul unu în portofoliul meu, probabil vă întrebați voi, mă întreb și eu. Și acum... Acum mă scarpin în nu mă puteți vedea și mă tot gândesc și mă gândesc și hai că vă zic ce decizie am luat, deși știrea efectiv m-a sictirit, deja v dat seama și voi. Pe de-o parte și înțeleg pe cei de la Ethereum, e greu efectiv să repari ceva construit pentru alte vremuri, de seama a apărut în 2014. E ca în domeniul auto pentru mine. Acum mie îmi place să fac comparații din este așa mai de, mai de la țară. Sper că vă ajută și pe cei care nu sunteți așa foarte cu tehnica pe cripto. Eu cu corsa mea, asta am o corsă, să merg acum să o tunez, să o fac să meargă cu 250 de km pe oră, e imposibil pentru mine, dar hai să zicem foarte greu dacă suntem, ce optimiști. La fel a fost și cu, cu Ethereum, când a fost conceput, ei nu credeau că va fi nevoie de atâta scalare. La vremea respectivă era suficientă, era printre cele mai bune mașini. Nu era atâția de generație în cripto, nu era atât adopție, nu era, de asemenea, era la alt nivel, era ca un bebeluș la începuturi. Și la fel cum e mai simplu să creezi o mașină de curse de la zero, să construiești de la zero tot, șasiu, amortizoare, motor, tot ce vreți voi, la fel e și cu Ethereum. E foarte greu, îți ia foarte mult timp, mult timp irosit, și sincer nu o să reușești să faci din Corsa un Ferrari. Și atunci soluția lor, cea mai facilă, cea mai rapidă, a fost efectiv să schimbe de două ori, deci de două ori, incredibil, roadmap-ul, și să se focuseze doar pe L2, să pregătească totul, astfel încât L2 să poată scala, acolo să vină miliardele de useri, să vină pulimea, cum zic eu, să vină nebunia, să vină adopția, să vină domne ce trebuie, și ieftin, și rapid, tot ce ne dorim toți și L1, acesta al Ethereum, să rămână așa, bătrânește, un layer de settlement, ca acum, un cămătar, cum am mai zis în alte videouri, care e efectiv prea grosul banilor, generați în L2, în prezent, am prezentat și într-un video, cam pe la 74% din fiurile generate în această relație de simbioză între L1 și L2, revine doar celor de la Ethereum, pentru că toate fiurile, tot ce se tranzacționează este în Ethereum, dar așa vă dau un hint, încep deja să fie așa voci prin comunitățile celor de la Arbitrum, de la Optimism. Vă totuși tokenul ăsta ce rol are? Numai așa de guvernanță, ni se fâlfă. Eu vreau să aibă o utilitate. Eu știu că în cripto, când cumpăr o monedă, o cumpăr pentru utilitatea tokenului. Și deja, o să nu râdeți, deja se vorbește de L3. E să mai facă încă un layer, L3, unde acolo fiurile să se plătească în tokenul nativ al celor de la L2 și după aia are să te duci din L3 să postezi în L2 și din L2 să meargă în L1 tranzacțiile, deci te doare capul. Și la fel cum Bitcoin acum, deși e lent, e dorit cu ardoare de instituții, de BlackRock, de toate cele fonduri mari care vor să deschide ETF-uri, am pus astăzi pe canal un video, la fel și Ethereum, va rămâne dorit, cu sau fără cele 64 de sharduri sau câte erau. Și atunci eu aplic ceea ce zic, ce văd la Smart Money și eu am un cap al asta, follow Smart Money, evident că nu e a mea, e luată de la alții, dar îmi place cum sună și are multă logică și eu investesc grosul banilor mei în cele mai sigure active și cu un randament și cu un risc de ori bun și cu parte, doar cu o parte din bani în celelalte proiecte cripto. Ethereum este în prezent numărul 1 în portofoliul meu, Va rămâne numărul 1 și în continuare. Și dacă vreodată mă dilez la cap și schimb ceva în portofoliu și nu va mai fi numărul 1, o să fiți sinceri primii care aflați aici pe canal. Da. Și cam asta ar fi pentru astăzi acest video. Dacă ți-a plăcut, poți să dai și un like, poți să dai și un subscribe. E gratis, nu te costă nimic. Noi ne reauzim data viitoare.